Salutare tuturor, bine v-am găsit la un episod. Astăzi facem un episod de spor, după cum puteți vedea aici. Da, este o serie nouă pe acest canal, vedeți niște nave cum se plimbă pe aici, eu am mai avut o lume aici. Și da, zic să căutăm o planetă, să ne facem și vom parcurge, uitați aici, nu, aici. Seamănă cu Pământul. Bun, hai să vedem ce stadiu să fim. Eu zic să fim stadiu de la început, să vedem de la început. Haideți să vedem ce să fim. Dieta, adică să fim erbivori sau carnivori. Haideți să fim carnivori ca să putem ataca. Temă nu vreau. Dăm mai încolo. Difficulty level normal. Haideți să dăm pe normal. Și acum hai să numim planeta. Acum să numim planeta. Lumea abonaților. Așa. Și haideți să vedem. Acum se va crea planeta. Este o poveste jocul ăsta. Nu putem spune o poveste foarte bună. Nu am mai postat de foarte mult timp. Pentru că... uitați un meteorit. Pentru că mi-au fost date cele 3 videoclipuri de Metin. Mi-au fost date jos. Mi-am primit strike. Și peste 90 de zile. Undeva la 90 de zile... le pot recupera. Dar nu știu ce să zic. Și din păcate am pierdut toate videoclipurile, acelea care au foarte mult succes. Bun, după cum puteți vedea, s-a lovit un asteroid și într-o piatră din asta suntem noi. Este o bacterie, cum ar fi. Uitați, în piatra asta suntem noi. Este un fel de ou, piatra aceea. Și acum, uitați, asta este carne, iarbă din aia și ăsta suntem noi. Așa, making progress. Asta este bara de progres. Bun, haideți să luăm, uitați, dacă mâncăm de aici progres. Și după ce ajungem aici, o să ne crească picioare. Și acum trebuie să mâncăm. Bam, bam, bam. Și o să ne mai dăm și de alți pești și de din astea. Voi îmi puteți vedea creatura mea prin joc. Adică o puteți găsi. Dacă vă jucați. Dar nu 100% șanse. Nu sunt 100% șanse să o găsiți. Uitați aici. Haideți să urmărim pe acesta să-l mâncăm. Și gata, l-am mâncat. Și îmi dă o grămadă mâncărică. Și acum am crescut și mai mare. După cum puteți vedea. Și mamă, cât de mare e ăsta. Uite-l și pe ăsta. Vreau să ne mâncăm. Nu știu care-i treaba. Hai să-l mâncăm pe ăsta. Că măcar n-are full viață. E greu să-l prind. Cam decât o codiță. Nu! Nu! Bun. Mai avem puțin și-l mâncam pe ăsta. L-am mâncat pe ăsta, dar era să mă mănânc ăsta. Uite, mă mănânc ăsta dacă... să avem grijă. Opa! Uitați! Opa! Ce s-a întâmplat? Când omoară alt animal și ne dă părți din astea de corp. După cum puteți vedea aici, trebuie să luăm și noi părțile astea ca să putem upgrada peștișorul nostru, cum ar veni. Ia uitați, bam. Și asta este un țep acesta. Uite, cum au ăștia țepi. Uitați ce fac țepii. M-am înțepat? Mi-a tot manșat. Da, haideți să vedem. Call mate to enter the cell creator. Ah, și dacă apăsăm aici... o să vină cineva din altă, din specia mea. Și putem customiza caracterul. Uitați aici. Cum se numește caracterul meu? Că nici nu m-am uitat. Bun. Acum așteptăm puțin. Și o să ne bage aici. Să customizăm caracterul. Uitați. De exemplu, putem pune o gură de omnivor. Mai multe chestii. De omnivor, de erbivor. Uitați. Asta este de erbivor. Și dacă pun asta, o să fim omnivori. Și uitați, îl putem face mai mare, mai mic, mi se pare. Ia să vedem aici, putem să-l și colorăm. Cum să-l colorăm? Așa. Haideți să-l facem galben. Așa, galben, pe ce textură? Textura asta cred că ar arăta bine. Ba nu, pe asta. Da, arată destul de bine. Și haideți să-i dăm un nume. Îi dăm un nume Formi. Hai să vedem. Gata. Și aici descripție, subscribe la
cu formei pe YouTube. Bun. Și acum ne vom respawna și vom strânge bani să avem o gură de de omnivor. Sau să mergem puțin mai repede. Haideți să... Să mâncăm aici. Hai să-l batem pe ăsta. De Goldie. Așa se numește această specie. Și sunt mult mai mare decât el. Și îl pot bate, cred. Dar are mai multe codițe și fuge mai bine. Eu am decât o codiță. Hai să mâncăm pe ăsta. Că am crescut deja. Au! Ia să mă omoare. Dacă îl mâncăm. L-am mâncat. Și acum să-l cărnița. Mai avem puțin și... Și upgradăm până aici, uitați. Da. Și acum vom încerca să facem seria asta cât mai lungă, fără să mi le mai dea YouTube-ul jos. Acum am mâncat din prima, vedeți? Păi știa. Hai să încercăm să ne bate vântul ăsta. Nu, mă bate. Nu. Dăm gură în gură și n-avem cum. Uitați. Hai să batem pe ăștia, că ăștia sunt erbivori. Vedeți, n-au gură de carnivor. Ia uitați. Și am mâncat imediat. Și acum mâncăm noi cărnița asta. Bam, bam, bam. Ne facem și viața. Dar acest joc nu este decât în apă. O să ajungem pe uscat, o să avem picioare, o să trebuiască să ne facem un trib. Vai, voi vedeți cât de mare este ăsta, rechin, nu rechin. Peștele ăsta de sub mine. Astea sunt niște pești din ăștia, uitați. Asta este un pește. Foarte mare. O să ajungi, ia uitați pe ăștia cât de mici sunt acum. Goldie ăștia. Ăsta e mare. Dar o să fie și ăsta mic pentru lui. Când o să crește mai mare. Hai să mâncăm pe peștișor. Mă mănâncă. M-am mâncat. Ba nu m-am mâncat. Cam șanse să fug. Trebuie să-mi... Codița. Aulă! Ăștia s-au gradat. M-am omorât. Bun. Haideți să ne punem mai multe codițe sau niște aripi. Trebuie să facem rost de niște înătătoare. Nu aripi. Nu știu, haideți să omorăm din ăsta. L-am mâncat direct. Și a crescut și mai mare acum. Uitați pe ăla care spuneam eu că este mai mare decât noi. Acum suntem cam cât el. Dar o să fim și mai mari. Uitați, ăsta este mare. Acest pește este foarte mare. Haideți să îi omorâm pe ăștia, că văd că și ăștia sunt erbivori. Erbivorii sunt cei mai ușor de mâncat, dar alergă foarte repede. Haide. Ăla scapă. Am mâncat. Numai, haideți să încercăm să ne punem mai multe codițe. Uitați-l pe ăla că de mic e acum. M-am mâncat. Fix înainte să... Ajungem în ăsta, să ne facem. Nu o să facem episodul ăsta, aulă. Nu o să facem episodul acesta așa de lung, pentru că nu sunt sigur dacă vă place seria. Și sper să vă placă. Și dacă vă place, apăsați pe butonul de like. Iar m-am mâncat. Pe butonul de like, subscribe și share, să vadă și prietenii voștri, că mă ajută foarte, foarte mult. Dați aici în sus. Și să-mi dați idei ce să facem aici pe joc. Ce să-i mai punem la cum, am uitat cum îl numeam, lui Formii, da. Ce să-i mai punem, de exemplu, să vedem dacă îl putem face mai mare. Nu merge, dar aici, asta e coloana lui și o putem schimba și pe ea. Nu, haideți să-i punem niște gurițe din astea, dar după nu mai putem să punem coriză. Da, o să-i punem niște gurițe din astea de erbivor și acum suntem omnivori. Putem mânca și iarbă și carne, uitați. Și ești becher să fie erbivor, că toată că găsește aici o grămadă de mâncare, infinită aproape. Și imediat crește, uitați. Uitați, de când mergem pe aici. V-am înșelat tot. Și eu sunt omnivor. Că mi-am pus gurițe de erbivor. Bam, bam. Uitați, aproape ajungem. Gata, suntem și mai mari acum. Și gândiți-vă că astea o să ajungă să le mâncăm, astea o să fie foarte, foarte mici. Și o să le mâncăm din prima. Noi acum suntem
Uitați aici înotătoarele astea, de să, dacă l-o omorâm pe ăsta, mi se pare că ne dă înotătoare. A, ia uitați-l pe ăsta. Mai țineți aminte când m-au mâncat? Vreau să-i prind pe ăștia, uitați cât sunt, uitați cât sunt. Haide. Sunt prea rapizi. O, nu, mă alergă ăla. Mă alergă ăsta. Mă alergă. Pe mine vrea să mă mănânce. M-am mâncat. Nu-i corect. Acum, când o să cresc mai mare, o să-i mănânc pe toți. Acum hai să mâncăm un din ăsta. Pentru a... Ia, și-a pus gură de carnivor acum. Să vezi de nu mă bat ăștia. Mă bat. Au evoluat și ei, nu numai eu. Nu se sparge bula asta. Uitați, dacă intru într-o bulă, la spart, ați văzut? Uite-l, uite-l pe ăsta. Pe ăsta-l iau. L-am prins. Nu l-am prins pe el. Nu, m-a dat bătut, când am să-mi iau mai multe codi. Uite, uite-l pe al meu. E mâncat de cineva, al meu. Uitați, formii, vedeți? L-a mâncat cineva, l-a mâncat ăsta pe al meu. N-are voie. E mult prea rapid. Trebuie să facem covarul de cozile astea. Hai să prindem pe ăla de jos. Că mai era unul și jos. Uitați-l. Dacă îl prindem ar fi perfect. Bun, și am mai crescut încă puțin și mă omoară toți ăștia. Și de asta nu suport, am să mă duc să mănânc și am să mă fac și mai mare și am să-i mănânc. Vreau să fac rost de codițele din... De... Aoleu, uitați ce-l mănâncă pe ăla al meu. L-am mâncat deja. Dacă-l mănânc, îmi dă? Nu-mi dă. Păcat că le vroiam. Chiar le vroiam să ajung, să mă deplasez mai repede. Haideți să mai mâncăm mai. Pa, pa. Ăștia cumva sau... Au evoluat și acum sunt erbivori? A, păi mănânc imediat. Ne-ți-ncoa! Ne-ți-ncoa, nu mai mâncat mie mâncarea. Dar nu-i prind, că ăștia au înotătoare din astea. L-am prins pe unul. L-am mâncat pe ăsta? Am înțep în țepii lui. M-a omorât. Am intrat în țepul lui. Oi, de capul meu. Haideți să continuăm. Da, cine? Așa. Dar mănâncă ăștia toată mâncarea. Am crezut că-l prind, dar nu l-am prins. Am intrat în țepul lui. Ia, uitați ce am găsit. Poison. Asta scuipă... Scuipă o travă. Nu o să intrăm. Uitați acolo un... Uitați aici cât suntem de ei noștri. În partea asta. 1, 2 cu mine și încă 3 era pe aici. 3. Ați văzut? Îl mănâncă. Nu îl mănâncă. Așa. Și o să vă las aici un timelapse cu ce mai fac eu ca să nu vă plictisiți. Bun, bă, băieți, după cum puteți vedea aici, mai avem foarte puțin și terminăm. Și o să ajungem pe uscat. O să facem un episodul următor pe uscat. Dar, adică o să mai lăsăm puțin pentru episodul viitor. Acum o să intrăm aici să vedem cum să îl mai facem să evolueze. Cum să evolueze el. Ia să vedem, să vedem. Tot nu merge să-i punem picioare. După cum puteți vedea, i-am pus tot ce trebuie, stați puțin timp pentru că i-am pus din astea, azi mi-a pune niște spike-uri.
niște spike-uri și haide să dublăm gura asta. Gata. Și hai să mai punem iarăși niște spike-uri. Și cam asta este animalul meu, peștele, ce-o fi el. Da, și mai avem foarte puțin care vom face în episodul 2. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și share. Să vă vedeți și prietenii voștri. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!